Ce bună seara, am venit să ne distrăm. Din prima repriză am venit la mic să rimăm. Dar nu contează, dau în continuare și le simte. Pentru început am primit niște cuvinte. În continuare stai puțin, adică fii atent. Vorbeam de asfalt, la battle sunt ciment. Când apare băiatul în continuare și îmi convine, dau cu pace, știi că am uite că vine băiatul în continuare, stai puțin. Dau în continuare, o rimă intervin. Înțelegi cum vine, stai puțin, că n-am niciun regret. Curg rimele din mic, la fel ca la robinet. Sau ceva de genul, stai puțin, adică dau pe fază. Gen și pantof doar dacă se asortează. Înțelegi că vine băiatul din nou pe fază. O dau în continuare, fii atent, asta rimează. Gata, stai puțin, adică fii atent că nu disper. Dau în continuare, hai să luăm pe stilul liber. Înțelegi cum vine, stai puțin, uită-te că dau încă o rimă pe loc, știi că fac ce vreau. Sau ceva de genul, știi că băiatul n-are defecte. Dau în continuare, stai puțin, că vreau niște obiecte. Am înțeles ce ai zis în continuare, ca un power. Dar nu ăla, vai, ce m-a repetat, nu cred. De aur. Înțelegi cum vine în continuare, frate, iar din prima repriză știi că nu am. Se vede că am avut emoții. De genul, stai puțin, adică mă complac. Vă dau un exemplu în continuare. Vorbeam de timbarc, suc, uită-te că vine băiatul din nou pe dramă. De timbarc în continuare, pace, fac reclamă. Sau ceva de genul, uită-te la mine, man. Dau în continuare din prima și știi că n-am vreun plan. Ia, uită-te că vin în continuare din surpriză. Poate vor cuvinte din culise. Sau ceva de genul, stai puțin, că nu ar fi lingos. Îmi arăt un scaun de lung, ce vreau să mă pun jos. Uite-te, chiar că am vorbit mult. Cam lung negativ. Mă uit în continuare că vorbiți între voi. Înțelegi cum vine băiatul, știi, dă pe acapele. Îmi arăți dans modern, eu știu doar pe manele. Ai niște dans de manele, what the fuck. Înțelegi cum vine, stai puțin, adică acum știu de ce am ușit cu dislike-uri. Mă un obiect, știi că e evident. Mă apropii puțin, frate, nu și știi că nu mă vin. Dar nu prea pot din cauza, frate, că e un COVID. Uite-te că vin în continuare, dau acum un spraf. Îmi arăți pixul, poți să-mi dai autograf. Înțelegi cum vine, stai puțin, că ăsta este flow-ul. Autograf să se potrivească cu tricou. Nu de altă, fii atent că dau în continuare. A venit băiatul din prima și nu mai stare. Hai mai dat în continuare, știi că pic pe flow. Ai sacou. Uite-te că tu în continuare, fii atent. Încă o rimă de prima și știi că sunt dement. Mi-a arătat fix acum, stai puțin, că o dau cu flow. Dar poate voia să se refere la stilou. Uite-te că dau în continuare, o dau greu. Văd că mi-arăți telefonul, e mai fain decât al meu. Asta te oftică. Uite-te că vin în continuare, știi că-mi place. Apar atât de bine, frate, mi-u și-o dau cu pace. Uite-te că vin în continuare, nu cred. Gata cu obiecte, să vorbim despre jurații care sunt în fața mea. Vine impuls, uite-te că dau în continuare. S-a simțit destul de tare emoțiile. Dau în continuare, fii atent că dau dume. Andy vin la radio, mă inviți pe bune. Sau ceva de ce nu, uite-te că dau acum. În continuare vine băiatul, nu sunt nebun. Uite-te la mine că o dau tripat. Mă duc cu smiley, facem concurs de fluierat. Sau ceva de ce nu, stai puțin, știi că le desprinde. Concurs de fluierat, dar eu nu știu colinde. Băi, scoate-ți-l din priză, totuși. Totuși, vine publicitatea. Chiar că vine publicitatea. Momentul v-a plăcut, ne vedem data viitoare. În continuare, ăsta e off the tomu. Data viitoare, frate, doar dacă apăsați butonul. Înțelegi cum vine, stai puțin, că o dau atât de bine. Când vine băiatul, data viitoare, negativ mai scurt, neapărat. În continuare și iar fără regrete. Nu prea mai am fuge, frate, știi ce zic, că îmi e sete. Dar nu contează, stai puțin, ți-o dau super tare. V-am pupat, pace până data viitoare, check it. Și cam atât. Destul de slab. Adică s-au văzut foarte tare emoțiile, la un moment dat am rămas fără respirație. Gen, eu n-am simțit emoțiile, dar în timp ce cântam, în timp ce trăgeam freestyle-ul, simțeam că mi se uscă gura. Bine, a fost partea nașpa și că nu prea am avut, adică am avut public pe Zoom. E altceva când ai public în față, poți să interacționezi altfel cu ei, cu totul diferit, da? Păi, și destul de ok, zic eu. Se putea mai bine. Nu aș fi modificat negativul, acum că stau și l-ascult din nou, nu prea fost prea inspirat cu el. A fost și lung și... asta nu prea liniar, gen nu prea fost. Și mai multe punchline pe care le-am dat, ar fi fost mai ok să dau. Gen acum când stau și l-ascult, îmi vin alte dume în cap, alte chestii pe care aș putea să le spun mai blană de 100 de ori. Dar acolo a fost altfel. Pe emoții, gen nu neapărat emoții, că sunt jurați acolo, nu știu. Că știi că o să apar la televizor, că o să te vadă o țară întreagă, te gândești la chestii involuntar fără să dai seama. Și le simți, adică eu emoțiile le simt în
momentul în care mi se usucă gura și am fără respirație atunci. Așa nu, nu mi-am dat seama că am emoții. Acum, văzându-mă, îmi dau seama că am avut multe. Feedback foarte bun, bine, apropiații, gen prietenii care mai fac chestii de genul, mi-au spus că, bă, se putea mai bine, te-ai emoționat prea tare acolo, pentru că, nu, cum fac asta zilnic cu ei și battle-uri și alte chestii, automat știu, cunosc potențialul cum pot să dau, dar, în general, bune. M-a dezvoltat pe mine ca artist pe plan personal, adică încă o apariție în plus contează. A fost o experiență foarte frumoasă, ceva super ok. Chiar aveam nevoie după atâta timp care n-am mai avut nimic COVID-ul ăsta. Vă mulțumesc tuturor care mă apreciați și care mă susțineți. Respect și pace în continuare. O să încerc să vă fac pe plac tuturor, mai ales la oamenii care îmi trimiteți mesaje în privat să vă fac chestia asta. Chiar dacă nu am timp sau nu văd mesajul, să știți că o să le văd și o să o fac la fiecare. Pare rău că nu prea am atat timp cât ar trebui. Susțineți-mă în continuare și vă promit că în etapa a doua o să vedeți moment de neuitat nou, care să fie mult peste ce am făcut acum.